Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Clash Royale. Bine, astăzi vom face un opening pe contul lui Răzvan. Îi mulțumesc foarte mult lui Răzvan, am vorbit cu el pe Instagram. Vă repet, dacă vreți să-mi trimiteți niște chesturi, adică să-mi dați contul vostru să le deschid, doar să le deschid. El a zis că pot să joc și un match pe contul lui ca să facem episodul mai lung puțin. Contul lui este foarte interesant. Dacă stăți să uităm, are Giant, are Magical, are Legendary, are Crown Chest, are Super Magical, ceea ce e super, super tare. Super Magical, super tare, yes. Clan Chest are aici și un Tournament Chest. Asta înseamnă că are cam toate chesturile bune în momentul de față. Nu are Draft Chest-ul, ce nu mai are? Nu are Golden Chest, nu are Silver Chest. Free Chest are, nu are Free Chest din păcate, dar în principal are cel mai... Pentru un opening cred că astea sunt cele mai bune cărți. Nu se pun astea pentru că sunt noi și nu, mă rog, nu poți să le ai aici în slotul acesta, dar pot să zic că are cele mai bune chesturi, să zicem așa. Haideți să începem și noi cu Giant-ul, foarte tare opening-ul, mă bucur că ales să îi le deschid eu. Ia să vedem, Rage, Royal Ghost și Mini P.E.K.K.A. Câte legendare o să luăm din acest opening? Nu știu, asta depinde de norocul nostru. Haideți să deschidem și Crown Chest-ul să vedem. Ne pică ceva de aici, ne pică Ice Golem și Ice Spirit. Bun, hai să vedem următorul Giant. Cannon, Rachetă, Royal Giant și Bomb Tower. El mi-a zis că are preferințe la legendare, ar vrea să-i pice Sparky sau Electro. Și a vorbit serios. Sparky sau Electro sau orice legendară pe care nu o are. Uite, ar merge și un Royal Ghost, de ce nu? Ar merge și un Lampard, deci vreau să iau două legendare noi. Ce părere aveți, boys? Haideți să deschidem și Tournament Chest-ul să vedem dacă avem ceva bulan aici. 390 gold, Mini Horde, Giant și n-a plecat nimic. Arcașe, este un chest destul de slăbuț acesta. Hai să vedem din clan chest-ul norocos. Vine ceva de aici, 1200 de golduleți, Barbarieni, Bomber, hai cu rarele, n-au venit rarele din păcate și este Executioner bun și Trimaschi. Folosește Executioner, nu îl folosește. Bă, interesant, foarte interesant decul lui. Uite, poate să dea acum upgrade și la astea, că i-a mai făcut ceva bunuți. Dar probabil că vrea să cumpere din shop legendarele pe care nu le are. Haideți să deschidem Magical-ul. Ce pică din Magical? Pică 1140 gold, a picat mai mult din Clan Chest. Mai mult gold din Clan Chest, ciudat. Hai să vedem, Bats, Royal Giant, Giant, hai încă rare, încă ceva rare, bun, și este legendară, eram sigur că este legendară, P.E.K.K.A. și haideți să vedem legendara, haideți să fie una nouă, frate, haide una nouă, este Sparky, nice, este Sparky, a vrut Sparky, i-am luat Sparky, haideți să-i luăm și un Electro, bă, trebuie să vină și un Electro, păi ce asta, hai, vino, te rog frumos, Electro, dacă ești drăguț, a venit Lumber, bun și Lumber-ul. Bun, chiar super tare, frate. Avem noroc, haideți să vedem și din Super Magical dacă avem noroc și din acesta. 6156 de gold. Bun, Mega Minion. Am început cu foarte multe rare. Foarte multe rare. Hai cu comunele, foarte multe rare. Au terminat toate rarele acum. Comune, au picat toate comunele. Care acum o să pice o epică. Epică, mai pic o epică să fie toate epicele și normal că este legendar. Băi, ce e cu mine de lechicesc și o să fie Electro. Dacă nu e Electro, haide frate, un Electro acolo frumos să îi completăm. Și este Nightwitch, îl poate aduce la 2. Bă, nu-i rău deloc, frate, am adus două legendare noi. Haide să-i dăm aici la Collect. Cred că deschide. Mai are nevoie de încă 5. Play cards that cost 2 elixir or less 50 times, ca să facă asta. Am putea să-i facem noi, dar vreau să-i duc joc și cu decul ăsta, că pare destul de interesant. Ce decuri mai are pe aici? Hai să ne uităm așa rapid. Asta e interesant în loc de Golem. Hai să jucăm cu acesta. Nu o să-i dau upgrade nimic. Este și în clanul, ce clan? Romanian Squad. Ia, pe ce loc sunt, măi, băieții? Sunt mai micuți, așa. Haideți să vedem, îi dăm și noi battle? Îi dăm și noi battle. Jucăm un match pe contul lui să vedem cum ne descurcăm. Bun, fraților, de asemenea, dacă mai vreți chest opening-uri, dați acolo un like și v-am zis, dacă vreți să-mi trimiteți opening-uri, dați un mesaj pe Instagram și o să încerc să răspund, dar foarte important, lăsați-mi o poză, îmi lăsați o poză cu chesturile și pe aia îmi scrieți, băi, frate, uite, asta e o poză cu chesturile pe care le am, dacă vreți să le deschizi, dar nu îmi dați silver chesturi, golden chesturi, asta e singura pretenție, vreau să fie chesturi, accept și epic chest, că știu că e mai greu așa să faci jos de... Opa.
de chesturi, accept și silver, epic chest, pardon, silver și goldenuri. Nope. Hai să vedem ce facem aici, dăm un zap. Un zap și ce am mai putea? Ai un inferno și bats. Inferno și bats care s-au descurcat destul de ok, adică n-am luat damage pe turn, noi am dat aici puțin el. El a pus P.K.A. Ia să vedem, te rog, nu da target pe P.K.A. Ba da, o să dea target pe P.K.A. Dăm aici un poison, mic poison. E bine, nu cred că o să dea. Opa. Nu. A dat hit, a dat un hit pe turn, chiar dacă am pus Skeleton Army. Poate dă ceva damage aici Skeleton Army, zap. A fost ok, a fost ok. Un hit a prins Skeletonul ăla, bine mă, Skeletonule, e nebun Skeletonul ăla. Bă, interesant de cu lui, dar nu prea folosești Hog-ul. Parcă aș pune ceva în loc de Hog-ul ăla. Știi că deja ai și Inferno, ai și ăsta. Nu știu dacă merge neapărat. Ia să vedem. O să pun aici Inferno și în spate o să pun Knight pentru acel Witch. Pentru acel Witch. Scoate-l, te rog. Un Skeleton Army. Bun. Ne-a dat damage, dar se putea și mai rău. Se putea și mai rău pentru că a avut un push destul de bun. Ai un zap aici. Nu prea avem ce face. Nu prea avem ce face. Hai să punem un poison eventual aici să scoatem toate trupele astea. Le-am scos. Și acum hai să așteptăm. Așteptăm puțin. Are el avantajul ăla de 300 de HP. 300 de HP. Pam, pam. Hai să punem Mega din spate, să nu irosim elixir. Nu irosim elixir. Bun. Nu știu ce are de gând să pună. Giant? Hai să punem Bats. Nu cred că are mini horde. Dacă ar avea mini horde ar fi nasol, dar cred că este AFK, nu mai pune nimica. Oh, îmi pare rău, tipule. Pare rău. A cambelit-o. Mai pun un Mega și cred că e GG match-ul. Voiam să iau 3 crown-uri. Haide, haide, haide. Na, nu mai avem timp. Nu mai avem timp, din păcate. Se termină match-ul 1-0. Un match destul de ok. Nu știu ce a făcut pe final, pentru că putea să mă bată lejer. Putea să mă bată destul de lejer. O să-i dau aici loc și la acesta. Sper să nu se supere pe mine. Bun, fraților, cam asta ar fi și cu clipul acesta. Sper că v-a plăcut. Dați acolo un like dacă mai vreți episoade în continuare cu chest opening-uri. A jucat și decent la acest match cu contul lui, foarte interesant de cool, îmi place, am avut și eu ceva de genul aproximativ și știam cât de cât să joc cu el. Sper că v-a plăcut, a fost un chest opening foarte reușit din punctul meu de vedere. Lăsați acolo un like, eu am fost Sinner și ne vedem data viitoare, lume. Ciao, les!